plecat de la meseria de instructor autonom, pot să zic șofer. În cartea de muncă scrie conducător autobuz, că dacă facem așa o statistică, șofer sunt toți participanții la trafic. Îmi place ceea ce fac, știi că e o mare chestie să-ți placă ceea ce faci în ziua de astăzi. Au, știi cum mai zic băieții ăștia mie, Borecla, îmi spun Bodo. Nu știu dacă vă spune ceva. Bodo ăla de la Proconsul, căci că se mă puțin cu el. Nu poți pe ceva, nu poți fi apătut la în primul rând, trebuie să stai foarte bine cu nervii, să nu te enervezi în trafic, să fii calm, să iei totul ca atare, să ajungi la capăt de linie în siguranță, să duci călătorul în siguranță și atunci totul este ok. Mulți iau mai în glumă așa, dar în momentul în care îi pui la volan și cu publicul călător în salon, stau cam stresați așa. În general, românul e foarte comod și la pâine se duce în mașină, cum să-și lase el mașină. Preferă să stea în aglomerație, să consume benzină sau motorină, decât să circule cu RTB-ul. Nu, eu cu RTB-ul, când stau în Crângaș. Eu vin cu 41 frumos, cobor la Muzeul Satului și iau cu 41. Chiar îmi place să circul cu RTB-ul, deci nu la modul că avem gratuitate. Dar eu chiar 41 circulă foarte bine. Traficul în general te omoară, asta e. Păi eu dacă aș avea cum sunt eu cu 131, eu dacă aș avea banda mea să fac decât stații, să opresc și asta, eu fac până în Romană 20 de minute. Câteodată lumea din stație ți-a dat o privire din aia așa, mai câte o care ți-a dat și el, nu am șur. Înțelegi? Dar nu e vina mea, că n-am stat să joc tabel, n-am stat, nu m-am dus la shopping. Am un alt lucrez cu omul, că viștare nu e bine, că l-ai dus prea încet nu e bine, că ai frânat nu știu cum i-are. Nu e mulțumit niciodată. Adică, vezi, nu toată lumea poate să facă față traficului de București. Trebuie să fii mai, un pic mai calm, să nu te enervezi. Dar mai întâi trebuie să ai grijă de cei din mașină. Trebuie să ai grijă de mașină. Adică să mă întorc cu ea întreagă și să nu scadă vreo unul, Doamne ferește, să n-ai eveniment pe traseu. Cu vorba aia, că s-a întâmplat atâtea tamponări. Pentru că asta e meseria. Trebuie să fim pe baricade, să-i ducem dimineață, să-i preluăm, să-i ducem la servici, iar după amiază să-i preluăm. Să-i ducem spre casă. Asta e meseria noastră.